Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București și Călăraș, împreună cu procurorii DICOT din Biroul Teritorial Călăraș, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane bănuită de trafic de droguri de risc. În data de 21 aprilie, polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în municipiul Călăraș la persoane bănuite de trafic intern de droguri de risc și deținere de droguri în vederea consumului propriu. Din cercetări a reieșit că începând cu luna octombrie 2020, persoanele bănuite ar fi comercializat sau deținut droguri de risc în municipiul Călăraș. În urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat droguri de risc, cannabis, două cântare electronice de precizie, 10 grindere, patru telefoane mobile și bani. Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic intern de droguri de risc, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și Jandarmeria Română.